都是热烈的。Acolo e zona, partea asta. Alo? Vă salut, vă salut. Sediul administrativ închis. Hai, că să ne dăm un moment, nu?
Băi, nu dreapta camera spre mine, băi! Nu dreapta camera spre mine, spune-o acolo! Nu mă filma! Da, nu! A, nu știu ce fac? Tu te... Nu e impotență, deci e înainte. Aha, filmează să vadă mafia. Nu știu la aici, nu am nevoie. Da, să te joc. Luată marfa din el. Nu știu de fapt.
Mâinile se zâmbească. Cum e? Transmite zona primar? Dar de la ce televiziune? De la toată așa, că trebuie să întoarce spatele când i-ați criticat cu timp. Da? Da, da, da. Mă, vreau să fie cum faci să vezi noastră. Ce s-a vedea domnul primar. Da. Așa este, vă spuneți noastră. Nu vin să mă cer cu mine, spus și nici nu răspund la provocări. Dar ce e la dumneavoastră aici, acasă, în piață? Tu îi vedeți? Dar tu îi vezi la tu trebuie. Nu ați la oameni. Nu ați la oameni. Întrebați cât de putinuză de primarul actual. Întrebați. Întrebați. Întrebați un om. Eu nu sunt mulțumit, domnul primar. Dar nu puteți să fiți și mulțumit și nemulțumit. Eu tot vă ascult. Dar întrebați lumea de pe stradă, nu pe noi, pe țară. Am înțeles, dar nu suntem la cineva acasă aici. Suntem la noi. În orașul Pașcani. Da, da, orașul Pașcani. Nu? Mai degrabă spune-mi satul Pașcani. Aici stai sat. Așa ce e spus? Părerea mea asta. Mai rău ca nu cred că ați văzut dumneavoastră din ședințele de Consiliu Local să tăiem ceva. Ce ați spus dumneavoastră am prezentat, asta nu? Asta e, nu am tăiat nimic. În microfonul dumneavoastră, întrebările dumneavoastră se vede, nu s-au auzat. Se vede pe imagine și sunt acolo. Întrebările dumneavoastră sunt acolo. Nu se auzeau. De ce n-am auzit o întrebare? Noi nu avem acces la acele microfoane, domnule. Trebuie să aud întrebare. Eu când vă la știri, ați înțeles, da? Noi nu avem acces la acele microfoane din sala de Consiliu. Întrebări dumneavoastră, dați foc la oameni. Noi nu avem acces la acele microfoane din sala de ședințe de Consiliu Local. Deci noi ce putem vorbi, vorbim așa.
el dau aici în Pașcani, hotelul. Să vină să cam buzele, să ne execute. Dimineața. Ce stau la urmă? Dar e râd acum. Ce e gata? Am murit de la noi, la ce o la focă? O la focă? Ionică? Hai încoace, Nicu. E mai aproape. Dimineața, cum ar fi la 10 august. Și pe să-i fauta de aici? Da, cărți de ea. Parcă să fie mai ușor de vorbit. Noi stăm de bord, stăm. Trebuie să am posesia, iar primăria nu are posesia în momentul ăsta, pentru că sunt ocupate de acest lucru. Domnul primar, plecăm de aici. Primăria, domnul primar. Nu vrea nimeni. Nici domnul primar, nici la domnul primar. Primăria este fugit într-un proiect, da? Domnul voastră, noi dacă scoatem jocurile astea, haideți dumneavoastră. Unde bate și cum este faci? Deci pe unde? Deci noi ieșim. Deci noi suntem de ieșim. Toți de aici care suntem ieșim. În momentul de bunăvoie, în momentul în care Domnul ne aduce un temei și ne creează un alt loc, ori închide piața toată, că nu are iesul, ori de, nu putem să luăm 5 copii. Deci mă lăsați pe drumuri. Pentru ce? Am două băieți. Deci uitați-vă, pentru ce mi-a spus nici voastră aici, 130 milioane, ce ați executat? Hotelul din fabrica de zahăr? Fabrica de zahăr? Da, uitați-vă. Eu mi-am dat... Eu mi-am dat... pentru dumneavoastră astăzi este subiectul următor. Domnul, noi plecăm, dar să vină domnul primar aici să închidă din
ce motiv deci să vină? Nu știu pe ce motiv. Nu autorizează. Nu vine instanța. Nu vă înțelegeți instanța. Dumneavoastră aveți, dar primăria, dumneavoastră trebuie să solicitați primăria, da? Deci așa chemați pe noi în acroșie să spunem și noi doleanțele. Este reprezentantul primăriei care... Unde ești, doamna Sofie? Vin aici, nu te ascunde. Ai intrat în concediu? Ați intrat în concediu? Doamna Preia, din momentul în care preiau. Ați intrat în concediu, doamna Sofie? Spuneți-mi, vă rog, haideți să fim oameni cerebrali, da? Eu sunt foarte cerebrali. Când faceți chestia asta de bună bună? Niciodată. Că n-o să facă piața toată. Eu o să fac să vreau să fie toată piața, fac de bună bună. Dar o să facem, dacă o să facem așa, o să ne curgem la... Păi cam atunci să... Murim, vă zic. Auziți, domnul, o secundă. Dar vorbiți-o dacă... Domnul executor. Vreți să vă arăt cum s-ați. Domnul executor. Vreți să vă arăt cât am suferit? Cred că aici undeva a fost păcălit. În ce fel? Haideți să vă spun. V-am ascultat. Dar trebuie v-am să ne ascultați și pe noi. Pot să vorbesc? Da, pot să vorbesc? Ideea este în felul următor. Aici, deci, în piața Paștale, a fost un contract, da? Pentru facerea acestei asfaltamentate, în general. Și există în acest contract o clauză care spune clar că amplasamentul, adică piața, va fi predată către constructor din momentul începerii lucrărilor de proiectare. Lucrările de proiectare au început din luna februarie sau martie anul trecut și din punctul acesta primăria Pașcani, nu primăria, primarul, cred că el are vreo primul consilierii. Nu am fost întrebați nicio secundă sau nu ni s-a cerut o... Cum spun eu, părere, băi, hai să vedem ce putem face pentru piața din Vale. Nimic. Deci ăsta e doar primarul. Și să nu mai spuneți primăria municipiului Pașcani, nu spuneți primarul cu chilie. Atât, da? Dar nu, lăsați-mă să termin. Deci din momentul în care a semnat primarul, ca primarul, a semnat acel contract, el trebuia să predea amplasamentul. A dat ordin de începerea lucrării de proiectare. Trebuia predat amplasamentul. Din momentul ăla, primarul nu are niciun drept asupra acestui amplasament. Verificați și vedeți că sunteți într-o eroare și s-ar putea să aveți probleme. Atât vă spun. Dumneavoastră judecați speța exact cum a spus. Cuvințare ale instanței pentru evacuarea acestui da, dar vedeți ce motiv chestiune. În instanță a fost depus acest... Poate, în instanță se poate valorifica orice altă înscris... Ideea e felul următor. Bun, se poate valorifica orice corect. Părțile au fost citate? Mă întreb. Au fost citate părțile? Toate părțile din dosar au fost citate și a fost chemat cineva la un proces? A fost înștiințat? Nu. Arătați-mi, vă rog, arătați-mi că... Ați făcut afirmații și trebuie să o susțineți. Și puteți să arătați că a fost trimis vreo citație către... Cuvințarea executării silite se face în baza contractelor de închiriere ajunse la termenul în care sunt titluri executorii. N-am de ce să mă judec pentru chestiunea asta. Citiți articolul lui citiți și contractul la care fac eu referire și să vedeți că primarul municipiului Pașcani în speță Marius Pintilie, din momentul în care a semnat contractul... Încă o dată, dacă există înscrisuri în sensul ăsta, calea de a le valorifica este contestația la executare. Dar până în acest moment nu a fost promovată nicio contestație. Dar s-a făcut mișelește din punctul meu de vedere atât timp care au atât deja ei în voie și atât timp cât acești comerciați nu au fost citați, a fost făcut mișelește. Fără nicio notificare. Hai să ne identificăm. Au fost scos chioșcurile la licitație și nu s-au participat la licitație și acum dimoiere. Da, și la mine chioșcul nu a fost nici măcar scos la licitație și o scrie aici când n-am pus pe lângeți contractul. Și de ce nu mi-ai dat dreptul să mă duc la proces? Deci, eu am fost individual, am fost fiecare mi-a scos chioșcul la licitație. A noastră nu a fost scoasă la licitație. Deci a noastră nu a fost scoasă. Și pe și ne-au pus în oală cu așa care au fost scoasă și nu s-au prezentat. Noi nu că nu ne-am prezentat, dar noastră nu au fost scoasă la licitație. Nu este domiciliu. Domiciliu.
Sediu firmele, mulțumesc. Și pierdusă. La apartament. La da, da. Bloc A1, scara B, strada, imediat vă dau un Domnul consilier. Doamna Dimoriu, da, a fost sumată în 5 septembrie la adresa din buletin, domnul. Deci abținerea dumneavoastră citată, somată, citată, somată, dar nu citată pentru proces. Dar nu trebuie auzit, nu. Deci nu răstălmăciți, vorbele. Contractul pe care l-a semnat este tipul executoriu pentru predarea spațiului la finalul programului. Și cum a fost Ascultați-mă. Dar ce vrea domnul primar? Vrea să iei să face lorimer sau... nu se poate face pe domeniul public. Dar domnul primar că și-au făcut clădiri acolo. Să vedem. Haideți să vedem. O parcul copiilor din joacă. Bucuria copiilor din Pascani. Ce-a făcut cu japca? O luat parcul copiilor. El nu este verificat. Dar ce vrei eu mă urc clădirea acum, domnul județar, nu mă fac. Dar eu sunt arsă din cauza lui. Pielul nu execută nimeni. Tiranul ăsta care îi lasă pe răzbunul. Domnul primar are un magazin care tot așa este. Mai multe magazine. Domnul Vici, aici, mână pâine, trăiesc cu părinții mei, muncesc de la 10 ani. Am închis ca să... Dar ca mergem noi. Păi deschis ușa, ia uite, acum De 30 de ani am spațiul ăsta, nu am deranjat pe nimeni și acum, adică când a venit domnul Pintilin, nu mai încăpim, o să deranjez mâncarea bună. Când plătiți chirii? Când ați plătit? De 30 de ani am plătit. Când ați plătit ultima dată? Din 2019. În 2019 nu mai plătiți chirii, dar îl folosiți. Nu, de da. Da, dar doamna de chirie din urmă, dar dacă nu umplu... A făcut somații, doamne, da, lucrurile! Primăria are niște proceduri. Vă rog frumos, căutați că m-am dus la domn primar și mi-am cerut să-mi facă contract în 2020. Dar restul primarul nu avea o poziție. Restul primarul! Nu, nu e ce... Dar nu e am fost, am fost... Nu le liberez, ai să nu fie...
sau vă gândiți? Nu, 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 am și trăit, n-am și trăit, vă închipuiți cum să mă duc, așa? Deci atunci o facem forța. Nu o faceți forța, nu o faceți forța, să-mi facă contract, eu de atâția ani de zile am plătit, deci de 30 de ani am plătit aici. Eu vă propun o săptămână, să eliberați. De 30 de ani plătesc aici, așa cum am spus. În 2019 nu plătiți nimic. Da, dar de ce nu ne-a făcut contract? Domnule, uitați, am trei somații de domnul primar. Trei somații. Domnule primar, vă rugăm prelungește contractul până la renova piața. Uitați, dar ce faci? Mă dă în stradă? Dacă primăria nu are posesia. Dar ăia la primar cum au posesia? Doamne, dar la zânul orașul cum să plătești la zi? La zânul orașul când vând aia, cum plătești la zi? Aici de ce nu se poate lua la zi, tax la zi? Pentru că e domeniul public. Filmați! Domnul primar! Ne-am rugat să ne prelungească contractul. Domnul Cantazi a putut. Domnul Răzoi a putut. Domnul Crăciunescu, el nu mai poate. Domne, până modernizezi piața, las-mi pași, când o modernizezi. Du-ne pe toți într-un spațiu. Găsiți o soluție și predați într-o soluție. Primăria are bunăvoința, da? N-ai ce-o bunăvoință, domnul primar, să găsească, să coboare, să vorbească cu noi ca oameni. Suntem oameni și noi ne dorim o modernizare. Suntem primii care vrem o modernizare. Suntem primii. Dar nu mă scoți și mă duci în stradă. Mă deși fără până la copii, mai cum? Dar unde e domnul primar care conduce Pașcaniu? Are concedii! Concedii în luna și mese! Că e amarul succes! De 7 ori au avut COVID! Dar nu se duce primaria asta, că pare, un an, doi! 30 de ani nu mai fost domnul primar! Înțelegi, el munte, cum munte ea cu un cuom? E pământul ăsta! Din 3 ori am făcut somații, domnul primar! Să ne prelungească contractele până la organizarea pieței. Nu am vrut să stăm ilegal. Cum se vorbește? E pașnic, domnule, dacă mă lasă pe drumuri, nu mai pot fi pașnic. Mă arunc și la acest. Mi trebuie două secunde să spun ce rezolvă. Ca soluție. Da. Rezolvă. Să rezolvă. Eu nu pot fi fără, adică nu... Ne lăsați să plecăm? Cine contează? Da, eu vorbesc cu creditorul meu și atâtător. Cred că nu sunteți foarte interesat și este o chestiune care nu vă privește. N-am mult ce a spus, e foarte mult de joc. Lăsați-o pe casă, lăsați-o pe casă de scurte. E problema noastră. Lăsați-o leată, că noi suntem disperați. Thank you.
Și așa, Lenuța, că eu am fost de-a moaca, uite-a, e moldoveanul lângă tine, moldoveanul la Costu, acolo a fost moldoveanul. Și ce-a fost moldoveanul? Nu-i bariera. Nu-i bariera. Thank you.
Ceva, chiar dacă străini din alt oraș. Direct.
Care este situația din ziua de astăzi? S-a acordat un termen de 2 săptămâni, părțile o să găsească o soluție la ele, nu eu. Nu eu le dau soluția. Care este soluția din punctul nostru de vedere? Ridicarea efectivă, așa spune titlul executor. Predarea către primărie. Și ați lăsat notificări astăzi scrise sau doar verbale? Nu, s-au făcut notificări verbale. Ce ați discutat acolo? Ați fost prezent, domnul meu, știți ce am discutat? Da, nu vă spun asta, au fost niște discuții care au fost relativ secrete. Da, sunt, pentru că sunt părțile din dosar, asta tot. Ele poate să vă ofere orice alte detalii, eu nu. Ați văzut și dumneavoastră. Deci, domnul executor, 2 săptămâni le-a pus la dispoziție pentru a lua chioșcurile de acolo. Nu știu în ce măsură să vor lua chioșcurile de acolo. Vom vedea, vom analiza și noi la primărie să vedem și soluții găsim pentru rezolvarea problemei. Oricum, vreau de săptămâna viitoare, întreb o să ia activitate și mă ocup de piața din bar. Rămâneți constant acea declarație din conferința de presă în care ați spus dumneavoastră că evacuarea este singura soluție? Vă mențineți declarația? Vom vedea, vom analiza cu domnul primar și vom vedea. Este, vă mențineți declarația? Este o situație cu care nu m-am întâlnit până acum. Voi vedea, voi avea o discuție cu domnul primar și vom stabili clar ce și cum. Oricum, dacă este pornită evacuarea, nu ne putem opune în lege. Dar vom vedea. Trebuie să avem grijă totuși și de oameni. Sunt oamenii care plătesc taxe, plătesc impozite,
și vor trebui să plătească și pentru chioșcurile care sunt aici, ca și spate. Thank you.